Terminăm chestia asta acum. Deci despre mulțimi, ce lucruri trebuie să fiți foarte clare, foarte clare. Deja mi este clar tot ceea ce este pentru mulțimi, dar de exemplu... Mai când zic sinteză, adică recapitulăm și despre mulțimi să avem clar niște lucruri da. Care s-au desprins din lecția asta. Da. Adică, cum se dau două mulțimi? Deci, cum se definesc mulțimile? Definesc mulțimile. Prin două metode. Una, două. Două variante sunt de definirea unei mulțimi. A mic, hai să spunem și B mic. Una din variante, cea mai des utilizată, să zicem. Mic. E numărând elementele, adică îi dau concret. Enumerând elementele. Da? E enumerând elementele. Una, da? Cum se definește? Enumerăm elementele. Le precizăm, concret. A mare egal cu mulțimea lui Stan și Bran. E formată din cine? Din Stan și Bran. Cele două elemente. Le precizăm, concret. Cine sunt elementele, da? Le enumărăm. Le enumărăm, le precizăm. Zicem, B egal cu mulțimea 3, 7. Le-am enumărat. Le-am precizat. Și o altă metodă de definire a unei mulțimi, cum se mai definește o mulțime? Prin elementele ei. Păi, cum am arătat? Prin elementele ei care le-am indicat. Prin numărul lor. Nu. Printr-o proprietate de caracterizare. Adeseori, sunt pare, sunt impare, sunt nu știu ce. Deci, dăm o proprietate de caracterizare. Da? Deci, o a doua metodă, fără să le știm, nu le mai, le aflăm noi. Am avut de multe ori așa. Să dăm mulțimea cu proprietatea. Sunt naturale care verifică relația. Indicăm o proprietate. Și urmează ca noi să traducem proprietatea, să înțelegem proprietatea și să vedem elementele de acolo. Deci, nu știm concret cine sunt elementele. În foarte multe. Chiar și problema noastră. Am avut așa problemă. În testul de asta, astăzi care l-am făcut. Ia vezi. N-am avut așa ceva? Eu zic că am avut. Ia uite-te tu. Da. Deci am avut un test în care în ăsta de aici am văzut că nu aveam bună de 10. Divizorii lui 10. Deci nu am știut care sunt, dar nu au fost precizați. Nu ne-au fost precizați de 10, ci am știut noi. E vorba de 2, de 5, de nu știu ce, da? Proprietatea de... Care era proprietatea? De a fi divizor. Și dacă noi am știut ce înseamnă divizor, atunci am găsit elementele. Deci, a doua metodă, printr-o proprietate de... Da? Printr-o proprietate de caracterizare. Da? Printr-o proprietate de caracterizare. Cum ar fi? A mare egal cu mulțimea tuturor acelor X naturale, să zic. Cu proprietatea că X hai să spunem, că X-ul e cuprins între 5 și 7. Deci toți X-ii de la 5 începând până la 7. Nu e mai spus că deci X-ul cuprins între 5 și 7. Adică mai știi ca mai înainte 3 și 7 elementele concrete? Nu mai știi. Dar tu imediat. X
traduci. Acolo ați scris 55. Deci 5x mai mic egal de 5 mai mic egal decât x mai mic ca așa. La cine m-am referit eu? N-am enumărat elementele concret. Și am dat proprietatea asta. Și tu acum, știind la cine, traduci proprietatea de caracterizare și spui că este vorba de ce elemente aici? De 6? De 5 și 6. 5 și 6. Da. E vorba de 5 și 6. Dar eu nu ți-am spus 5 și 6, ci tu ai tradus proprietatea de caracterizare și descoperi că e vorba de 5 și 6. Deci, o mulțime poate fi dată în două moduri. Da? Fie numărăm elementele, ne știm exact de la bun început, fie dăm o proprietate de caracterizare, urmând ca tu să știi informația aceea, proprietatea de caracterizare și să găsești elementele. Altă chestiune care trebuie să o știi foarte bine la mulțime. Operații cu mulțimi, nu? Aici trebuie să știi ce înseamnă reuniunea intersecției. Da, da. Adică despre capitolul mulțimi, eu vreau acum să facem o sinteză și să spunem, domnule, despre mulțimi, când îți spun așa, știu să fac asta, asta, așa, asta, așa, asta. Cu asta m-am ales din lecția asta. Deci, operații cu mulțimi. E vorba de ce operații? Operații cu mulțime. Păi ar fi mulțimea care ar însemna 5, 7, 8. Și mulțimea B 6, 7, 8. Deci ce operații poți face cu mulțime? Ce operații ai descoperit? Reuniunea, intersecție... Deci reuniunea, apoi intersecția, și diferența, nu? Diferența a două mulțimi. Deci acestea sunt operații. Reuniunea înseamnă punerea la un loc a elementelor. Intersecția înseamnă să cauți elementele comune. Și diferența înseamnă să pui tot ce e în prima și noi în a doua. Deci aceste operații le-am în vedere. Și hai să le luăm. Dacă A egal cu mulțimea formată din 3, 7 și 9, iar B egal cu mulțimea formată din elementele 3 și 10. A reunit cu B ce înseamnă? A reunit cu B. A reunit cu B înseamnă toate elementele și din A și din B. Adică concret într-un modelul nostru? Să scriem toate numerele. Deci punem 3, 7, și 9 din prima mulțime și pe urmă ne ducem la a doua să vedem ce mai are în plus a doua mulțime ca să punem în continuare. Pe trei nu mai punem, că nu repetăm elementul într-o mulțime. Exact. Deci numai 10. 3, 7, 9 și 10. Da. A intersectat cu B? Egal cu mulțimea. Ia să vedem cât face intersecția. 3. Mulțimea formată doar din elementul 3. A minus B? A minus B egal cu 7 și 9. Și B minus A. A minus B 7 și 9. Și B minus A 10. Iar B minus A egal cu 10. Nu spunea formată din 10. Deci, la operații cu mulțimi, acestea sunt cele trei operații. Reuniunea, intersecția, diferența. Ce este mai greu este că autorul nu ne dă mulțimile așa cum le-am dat eu enumărând, ci le dă cu o proprietate caracterizare ca tu să găsești mulțimile. Adică proprietatea aceea să-ți indice elementele și cum se face reuniunea și intersecția. Foarte multe chestii, așa le-am văzut noi, nu? Deci, nu totdeauna ți se dă mulțime elementele precizate.
le precizează, nu întotdeauna sunt precizate, ci urmează prin varianta asta, proprietatea de caracterizare pe care tu o prelucrezi și găsești elementele respective, după care te apuci și faci o nuanță de a diferența. Este mai dificil. De ce? Că nu poți să faci o nuanță de a diferența că nu le ai. Și atunci trebuie să faci parcurs primul drum de găsirea elementelor mulțime și până nu te apuci de reuniunea de a diferența. Deci asta am înțeles noi, că în egheșiții rar se întâmplă să ți se dea elementele concrete și să faci tu operațiile. Ci să dau mulțime printr-o proprietate de caracterizare, urmează să o prelucrezi. De aceea am tot insistat pe hai să vedem proprietatea asta, hai să vedem cum o rezolvăm, hai să vedem cum o ducem într-una echivalentă. Hai să vedem care sunt acele elemente pe care le vrea autorul în mulțime să le prinde. Ce ar mai fi? Sigur, aici am foarte multe. Găsirea unor mulțimi după niște condiții. Găsirea unor mulțimi, a lui X și Y, după niște condiții, cum am avut chiar în exercițiul nostru. Să găsească mulțimi de X și Y, am avut la un moment dat, care verifică condițiile. Cunosc intersecția, cunosc diferența, cunosc nu știu ce. Deci, determinarea a două mulțimi cunoscând ce cunoscând? Un sistem de condiții. Adică cunoscând un grup de condiții. Adică cunosc ce? Reuniunea, intersecția, diferența și așa mai departe. Diverse condiții. Un sistem, adică un grup de condiții. Da? Un sistem de condiții. Cam astea sunt. Când am zis sinteza lecției de la mulții, am indicat cum se definesc mulțime în două variante, fie numărând, fie proprietatea de caracterizare. Operațiile cu mulțimi trebuie să le știm foarte bine. Și cel mai important, sau de foarte important, este că nu ni se dau așa enumărând, ci totdeauna, sau de cele mai multe ori, prin proprietatea de caracterizare. Și până ca tu să le găsești și până să te apuci să faci operațiile respective. Deci, determinarea două mulțimi cunoscând un sistem de condiții. Urmă, și acest tip de greșiți, iarăși. Și sigur, am văzut și subtilitatea aceea. Știind că într-o reuniune sunt trei elemente, două de la prima, două la a doua, deci destul de interesant. Ne oprim aici și să mai vedem ce mai vrea și la geometrie. La revedere, dragilor, și nu uitați de like și share. Să le spunem prietenilor noștri ca să avem